Dar este troll, este troll. Uite, uite și tu. Mamă, mamă, mamă. Astăzi, pe serverul nostru Burger SMP s-au adăugat mașini. Stați până la capăt să vedeți cum arată noile mașini și cum am reușit să fac rost de prima mașină de pe server. Nu uitați să dați un like și un subscribe dacă vreți să vedeți seria asta zilnic și să dați un follow pe Instagram ca să apăreți chiar acum pe ecran. Eu vă las cu clipul, vizionare plăcută! Fraților, sunt aici pe serverul nostru, pe Burger SMP, iar astăzi se întâmplă un update mare, fraților. Se întâmplă un mare update. Încă nu știu despre ce e vorba, dar știu că este un update mare, așa că dați un like pentru update-ul ăsta, oricare ar fi, pentru că probabil o să fie șmecherul de tot. Mi-am luat și hainele de polițist pe mine ca să par așa oficial, frate, că bă, e update pe server, domne, cine știe ce se întâmplă. Iar astăzi, când m-am logat, mi-am verificat cutia poștală și am văzut că este un nou update, mai exact 1.2. Și dacă știți, update-urile care sunt 1.1, 1.2, 1.3 sunt update-uri mai mari, adică nu e 1.1.1 sau ceva de genul. Cum a fost ultimul, este 1.2, ceea ce înseamnă că este un update mai mare. Și sunt curios despre ce e vorba. Nu uitați că pe primul link din descriere găsiți cel mai șmecher merch pe lucaluc.ro. Dacă vreți să vă luați și voi un tricou, un hanorac sau chiar plușul ăsta cu cățelușul ăsta foarte, foarte drăguț, cu colecția Ana Banana și Lucaluc la școală. Și voiam să vă arăt care e faza cu update-urile astea, în caz că n-ați înțeles care e faza. Deci update 1.1.1 înseamnă că a fost un update mic, știi? 1.1 a fost un update mare, pentru că s-a adăugat 1.1. Acum e 1.2, care din nou este un update mare. Asta voiam să vă arăt. Și haideți să vedem despre ce este vorba. Nu știu la ce să mă aștept. Hai să vedem. Salutare, Luca! Bă, mereu începe așa. Asta e cea mai clasică chestie. Salutare, Luca! Salutare, Mariusica! Cui ne trimite astea? Ok. Am venit cu un nou update foarte interesant. Mai exact, update-ul versiunea 1.2. Hai să vedem. Am adăugat magazinul auto. Opa, avem cumva mașini. Unde veți putea cumpăra sau repara mașini? Bine, mă, băieți, s-au băgat mașini pe server, aparent. Ok. Mergeți acolo pentru mai multe informații. Nu vă zic prea multe. Alături de magazinul auto am adăugat și doi oameni noi, Gianni și Daniel Mecanicu. Ia uzi, Daniel Mecanicu și Gianni. Ok, asta e troll. Ei o să vă ajute cu orice legat de mașini și magazinul auto. Bă, eu îi cred pe cuvânt, dar gen, nu știu, Gianni e un nume destul de amuzant, sincer, mai ales scris așa cu Y, și Daniel Mecanicu e Daniel Mecanicu. Ok, e interesant, abia aștept, o să mergem să-i cunoaștem și noi, vă dați seama că trebuie să vedem ce s-a băgat. Și după aceea mai spune așa: cine vrea să aibă mașină o să trebuiască să fie testat de un polițist înainte, iar după vor obține un permis auto. Oh, deci lumea trebuie să vină la mine să le dau carnetul, cum ar veni. Mamă, deci dacă vrea Ana sau Mariusica sau Ana și Mariusica își cumpără mașină și vor să conducă, trebuie să vină la mine, ești nebun, să le dau permis. Wow, ok, asta e tare, e tare rău de tot. Să obțină un permis auto, Lorena se va ocupa să le facă. Foarte tare. Am adăugat mai multe echipamente la poliție. Ok, aici nu ne-a spus exact ce a băgat, dar o să mergem să vedem care e faza și cu echipamentele alea. Cam atâta despre update-ul ăsta, vă pup, hackerul. Bă, fraților, mașini pe server, voi vă dați seama că noi avem aici strada asta aici făcută pentru mașini și chestii și noi efectiv n-am avut niciodată mașini până acum. Deci, bă, vreau să mă duc neapărat să văd magazinul auto, vreau să văd ce fac prietenii mei, pentru că le-am spus să intre pe server, sunt amândoi pe server, dar nu știu ce fac. Sper că au citit și update-ul, pentru că abia aștept să mergem să vedem. Și nu știu ce mai vorbesc și nu mergem direct. Hai să vedem update-ul. Și apropo, fraților, voiam să vă anunț că luna aceasta, pe 14 și 15 octombrie, ne vom vedea la București în cadrul evenimentului Bucharest Gaming Week. În caz că nu știți despre ce este vorba, acesta este un eveniment unde puteți veni și să vă întâlniți youtuberii voștri preferați și unde puteți participa la tot felul de activități mișto, unde puteți câștiga chiar și premii. Pentru mai multe detalii, o să vă las un link în descriere, unde găsiți și biletele și toate informațiile despre eveniment. Vă aștept acolo să vă cunosc și să facem poze și hai să trecem înapoi la clip. Ia uitați-l cine e în fața ușii. Ia uite, bă, ce mamă, Mariusica, ai venit să mă iei de acasă. Am citit update. Nu pot să cred că ai citit tu update-ul. Bă, tu niciodată nu citești update-urile. Trebuie să ți le zic eu de fiecare dată. Hai, m-am mai văzut, s-au băgat mașini, Mariusica, ne luăm mașini, ne plimbăm cu mașinile. Mamă, să mergem să ne luăm mașinuță. Bă, da, dar vezi că am chemat-o și pana, ieșea pe server. Hai să o chemăm și pana, să mergem cu ea, să vedem care e faza.
faza cu update-ul. N-auzi că s-au băgat mecanici, s-au băgat chestii pe server. Nu vreau pe Ana. Bă, trebuie să o luăm și pe Ana totuși, ca să vadă și ea care e faza, poate și ea. Ia uite mă pe Ana. Ea ne spionează acolo. Mă, tu ce faci, bă, Ana? Vino încoace că s-a băgat update cu mașini. Hai, trece încoace să vedem care este faza, să vedem și noi acolo că avem mecanici, magazin auto, mașini, nu știu ce. Vreau să am prima mașină de pe server. Asta îmi doresc. Unde e? Nu știu unde e, dar hai să mergem că nu e atât de mare orașul, ar trebui să vedem unde sunt mașinile alea. Deci v-am spus, scopul meu e să am prima mea mașină și să o am pe prima de pe server. Acum nu știu. Bă, voi aveți bani? Gen, aveți mulți bani, că nu știu cât o să coste o mașină, dar n-am bani. Bă, nu-mi iau. Cum bă nu vă luați? Că poate nu e bună. Ana zice din prima că nu e bună și poate apare ceva mai bun. Bă, tu ai fost? Tu ai fost și ai văzut ce era acolo. Cum adică? Păi de unde știi tu că poate? Oh my god, uitați-vă în față. Cred că am găsit magazinul auto. Glumeam și eu. Ia veniți încoace. Mamă, cum arată. Bă, când au avut mă timp să fac, ești nebun? Deci apar. Mamă. Bă, uite. Mă, ce e asta? Ce sunt mașinile astea? Bă, sunt mai mare decât mașina asta. Bă, ce e voi aici? Bă, mecanicul Daniel, Ana, ai dat peste mecanicul Daniel. Salut, Daniel, te pupăm. Salut, eu sunt mecanicul serverului. Veniți la mine dacă vreți să vă cumpărați ceva ce ține de mecanică sau dacă aveți nevoie de ajutor cu reparatul mașinii sau cu upgrade-uri pe viitor. Mamă, te pupăm, Daniel, dar ce sunt mașinile astea? Mamă, cred că Ana avea dreptate. Deci eu cred că Ana a văzut mașinile dinainte. Ești nebun? Uite-te cum arată, bro, sunt micuțe rău de tot. Sunt mai mare decât mașina. De ce sunt mai înalt decât mașina asta? E întrebarea mea. Mă, ce se întâmplă? Ce sunt jucăriile astea? Doamne, ia. Ce zici, bă, Gianni? Uite-l pe Gianni. L-am găsit și pe Gianni. Salut, Gianni. Bine ai venit la reprezentanța Auto Burger SMP. Momentan avem un singur tip de mașini. Sunt din lemn și au componente basic. Puteți să achiziționați aici o mașină la prețul de 80 de bănuți burger, bro. Mamă, 80 de bănuți. Vezi că e destul de scump pentru o mașină din lemn. Da. E destul de scump, dar sincer parcă aș vrea mașină, chiar dacă e din lemn. Sincer, 80 de burger. Mamă, mai spart. Gianni, mai spart cu prețul ăsta. Și aici, ia aici, aici le cumpărăm, uite. Deci aici poți să-ți iei cheia la fiecare în parte, ești nebun? Asta e tare rău. Care, mă, Ana? Bă, unde-i toată lumea? Care, unde voi? A, asta așa cu lemn din ăsta închis, așa. Bă, stai așa să nu zgâriem. Bine, din lemn, nu știu ce pot să mai zgâri la ea. Dar, bă, arată interesant, mie nu-mi place. Mie-mi place asta basic, așa, parcă. Mie-mi place asta așa din lemn basic, oak, așa. Asta, oare putem să o luăm? Bă, putem să o... da, cred că ar trebui să o lași jos, Ana. Cred că n-avem voie să furăm mașina. Uite, îți spune că e blocată. De Gianni, Ana fură. Bă, dar chiar că, alo, ce se întâmplă aici? Poliția, bă, deci te rog frumos fără de-astea. Bă, da, uite-te și tu că spune că e blocată. Deci nu poți să intri în ea. Stai așa să o punem înapoi frumos cum era. Că Ana o ia pe aici, strică mașinile. Dar uite că spune că e blocată. Deci momentan nu poți să intri în mașinile astea dacă nu ai cheie. Ia uite-l pe Mariusica. Bă, lăsați-mă mașinile acolo. Ok, bă, Gianni, mi-a părut bine să te cunosc. Cred că 80 de bănuți burger. Cred că trebuie să punem toți bani ca să luăm o mașină și ne plimbăm pe rând. Hai, Luca, cumpără mașinuța să vedem cum se plimbă. Bă, știi care e faza? Am 15 bănuți. Am 15 bănuți, sincer. Dar am mai strâns niște chestii și vreau să mă duc la bancă să scot niște bani. Vreau să scot niște bani, poate, dar nu cred că fac 80 de bănuți, ești nebun. Cum, bă, hai la bancă cu tine? Bă, nu cred că am bani din prima de mașină, eu atâta zic. Cred că o să trească să mai strângem bani, dar te pup, Gianni și mecanicul Daniel, o să ne cumpărăm și noi într-o zi, stați liniștiți. Bă, vă dați seama că eu vreau să am prima mașină de pe server, adică fără niciun mișto, vreau să mă duc în primul rând la bancă să schimb banii ăștia pentru că am farmat ceva bănuți și vreau să te pup, Dorele. Dorel îl cheamă, te pup, Dorele, Dorel bancherul. Salutare, Luca, Lux, salutare, Dorel, te pup. Ok, deci, în primul rând, stați așa, să dau și eu aici, stai să-mi scot toți bănuții. Bun, deci dacă fac, dar nu cred că am cum să fac 80 de bănuți. Chiar nu cred că am cum. Ok, deci, iron ăsta, full, de ce nu mă lasă, măi? Doamne, ferește, stai așa că nu mă lasă să... A, uite aici. Bun, deci am dat aici tot iron-ul pe niște bănuți. Câți bănuți avem? Avem... mamă, deci aveam 15 și acum am 18, deci am făcut 3 bănuți pe ăsta. Stai așa să vedem cât facem profit din toți ăștia. După aia schimb și aurul. Ok, prieteni, deci am 45 de bănuți. Asta înseamnă gen jumătate de mașină. Așa că trebuie să mă duc să mai fac bani. Deci, voiam să vă întreb, bă, până la urmă, voi vreți să vă luați mașină sau nu? Cum facem? Adică, eu vreau 100% să-mi iau mașină și dacă mi-o luați pe aia de lemn normal, chiar mă supăr. Nu știu, nu vreau. Bă, nu știu, eu o să mă duc acum să farmez niște bănuți, că o vedem la tine dacă e bună. A, deci mă lăsați pe mine să mă risc să iau prima mașină.
mașină. Deci voi sunteți cu, cu datorii, cu d-astea, n-aveți bani, ha? Bă, la mine la poliție se plătește destul de bine, mai ales dacă vă mai dau câte o amendă, să mai faceți și voi câte o ilegalitate pe aici, să mai dau niște amenzi, să-mi iau și o mașină. Da, ok. Bă, am 45 de bănuți. Eu o să mă duc să mai farmez niște bani, pentru că vreau, v-am spus, vreau neapărat prima mașină de pe server și cred că o să ne auzim mai încolo, prieteni. Nu știu, dacă vreți vă faceți și voi bani de mașină, dacă nu, nu. Nu știu, Marius, zic că te dau eu o tură cu mașina dacă e, dar nu știu dacă încăpem amândoi în mașina aia. Iar eu acum mă voi duce să farmez bani pentru prima mașină de pe server, pentru că eu nu mă las, bă, deci fără mașina aia nu se poate. Vreau și eu prima mașină și vreau să văd neapărat cum merge, nu doar ca să fie prima mașină, dar sunt foarte, foarte curios și cum funcționează mașina aia, pentru că pare foarte micuță și nu știu ce să zic despre ea, fraților, dacă e bună sau nu, dar o vom testa pe clipul de astăzi, așa că urați-mi baftă să fac bănuții ăștia, pentru că nu știu cum o să-i fac. Fraților, dacă nici cu chestiile astea nu putem să ne luăm prima mașină, eu nu știu ce să mai zic, deci pe bune, hai că aminadă mi-a venit rău, nu se mai poate așa ceva, dacă nici acum nu mi-au prima mașină, habar nu am, între timp a ieșit și Mariusica, dar YouTube, bă, ce face Ana aici? Ana, tu ce faci mă aici? N-are nicio treabă, Ana, merge pe aici, ce face Ana? Deci vreau să spun că m-am dus și am farmat bani și cred că pot să-mi iau prima mașină. Trebuie să mă duc acum să mai schimb niște bani la bancă, dar și eu, dar tot nu am bani. Și tu ce, te duci tu să farmezi bani? Te băgași tu la mine și de-astea? Bă, eu sincer chiar am stat ceva, am găsit ceva diamante, am mai găsit și gold destul de mult, am stat destul de mult să fac curat, să arunc blocuri, să mamă. Dar vreau să mă duc să scot niște bănuți și după aia să văd de mașină. Vii și tu cu mine să vedem prima mașină de pe server, dacă ar fi să-mi o iau. Eu sper să-mi o iau, sper să fie bine. Nu am stat să fac calculul, dar m-am gândit că, bă, dacă avem 45 de bănuți, imediat facem 80. Cred eu, nu știu sigur, dar o să vedem. Noroc că am mai minat eu înainte de update-ul ăsta, că altfel nu-mi luam azi mașina. Așa că să sperăm că, hai că poți. Bă, și eu sper că pot. Hai să vedem. Deci, bam, 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 bam. De la 45 am sărit la 49. Deci am făcut 4 bănuți pe iron. Ok, este că mai am niște chestii parcă pe aici. Hopa, opa, stai așa că mai găsit niște chestii. Mai am încă un de ăsta la iron, deci 5 bănuți am făcut pe iron. Și acum mergem la gold. Stai așa, Ana. 1 2 3 4 5 6 7 bănuți și pe gold. Ok, cu 21, hai să vedem. Cred că mi-ajunge. Sau? Mi-ajunge? Hai de și nu pot să cred, Ana. Bă, nu cred. Mai trebuie 2 bănuți. Mai trebuie 2. Bana, deci dacă ești o persoană bună, îmi dai 2 bănuți cu împrumut. Hai, te rog eu, ai luat banii de la poliție, amenziile mele? Da, i-am luat, alea le-am luat, că n-am voie să iau toate amenziile. Gine, am luat doar jumate. Mersi, Ana, hai, poftim. Uite, pentru că sunt de treabă, îți dau un ananas și un strugure pe acești 2 bănuți. Mulțumesc mult. Bă, în sfârșit avem toți banii, fraților, de prima mașină de pe server cu ajutorul Anei. Deci respect Ana în comentarii, toată lumea să spună respect Ana bogătașă, așa trebuie să scrieți că e bogătașă, că ne-a dat 2 bănuți, ok? Să se aboneze la tine, da, toată lumea să se aboneze la Ana, toate astea. Gata, mă, Gianni, am venit aici să cumpăr prima mașină, frate. Deci, acum avem 64 cu 16 fix bănuții noștri, putem să luăm așa. Oak car key, adică oak este făcută din lemnul ăsta normal, adică asta este aia din oak. Vreau să te văd la volan, da, bă, da. Avem bărci, adică ăsta așa deschis, și l-avem pe ăla închis, dark oak. Eu o să vreau oak, normal. Și am luat cheia, Ana. Am cheia în mână, cheia mașinii. Oh my god, Ana bogătașa. Pă! Și acum pot să iau pur și simplu, cum funcționează. Deci acum, încă e încuiată mașină, ești nebun, trebuie să iau cheia. Ia, hai să vedem, Ana, prima reacție cu cheia. Și a mers? A mers, sunt în mașină. Oh my god, Ana, poți să te urci mașină, gen? Poți... Da, cred că nu poți să urci, cred că e prea mică mașina. Bă, mi-a luat mașina de sub picioare, alo, alo. Bă, vină bă înapoi cu mașina mea, treci cu ace, alo. Uite de cât de mică e efectiv, gen, poți să o țin în mână, Ana. Gen, tu poți să te sui acum și să ții mașina în mână sau ceva. Bine, nu cred că merge, cred că, da, nu te lasă să stai în ea. Dar uite-te și tu, frate, efectiv cât de mică e. Bine, cred că e mai mică când o ții în mână, dar uite că și când o pui jos, Doamne ferește, eu mă fac mai mic ca să intru în ea. Deci, efectiv, Doamne, ia, ia ca pornit, ești nebun? Hai să vedem, Ana, ia. Primul test cu mașina nouă, ia. Dar tu nu poți să te urci în mașină sau ceva. Mamă, vezi că se duce un pic. Vezi că... Ok, mamă. Ok, să avem grijă pe aici. Mamă, bă, vezi că alunecă.
Se duce. Oh my god, accident, ok. Stai așa. Mamă, mamă. Poliția nu știe să conducă, ești nebun? Așteaptă-mă. Stai așa că eu mă dau, eu dau turetop aici, stai liniștită. Wow, deci asta este mașina, fraților. Bă, nu știu dacă o se bage pe viitor mașini mai șmechere, momentan astea sunt mașinile. Prima mașină de pe server, Ana, tu nu poți să te sui. Așa, bine că mi-ai furat o din mână. Da, poți să faci asta, n-am nicio problemă. Ia uite. Și avem avem și un inventar la ea, fii atentă. Deci avem aici încă o cheie, asta cred că e o cheie de rezervă și un repair kit. Wow, ok. Și îți repară mașina când este mai are mai mult de 90% damage. Ah, ok. E drăguță așa mașina, e chiar amuzantă. Ia uite-o pe Ana ce stă pe mașina mea. Pleacă-mă de aici. Ok, deci asta este noua mea mașină, fraților, aparent. Bă, ia să fii atent, Ana, dă-i mesajul Mariusi că să intre și el să-i arăt mașina. Spune că am luat mașina și dacă poate, de fapt ce să-i dai mesaj? Du-te la el în cameră direct. Hai că zic, stai să-l sun. Du-te peste el în cameră direct. Hai și cheamă-l pe server să-i arăt mașina. Mă, oulă, accident, ești nebun. Ok, deci putem să dăm și damage la mașina. Ați văzut că aveam acolo mai multe statistici. Bă, merge destul de amuzat mașina. Uitați-vă cum se vede și în first person. Deci uitați-vă și voi. Dar este troll, este troll. Uite și tu. Mamă, mamă, mamă. Gata, am strigat după el. Mamă, deci uite-te și tu, poți să o parchezi aici. Nici măcar n-am unde să o parchezi, ești nebun. Și poți să încui mașina. Ia uite. Op, și am încuiat-o și acum nu mai merge să mai intri în ea. Wow, unde ești, Luca? Sunt acasă, Ana, sunt acasă aici. Uite, și a intrat și Mariusica. Vino încoace, Mariusica. Ia, fii atent, mă, mamă, cum arată mașina asta. Zici că e din filme la e prea troll, ești de bun. Bine, n-am voie pentru torcul ăsta. Mamă, am făcut accident. S-a oprit motorul. Bă, s-a oprit motorul. Oh my god, am stricat mașina. Ok, stai așa. Zi-mi, te rog, că mai merge. Bă. Ok, încă merge, încă merge. Mariusica, vino încoace. Unde, mă, Mariusica? E acasă la el? Spune să vină repede de urgență în fața casei. Vino acasă la tine. O să te vadă cu asta. Vezi că e troll, vezi că e troll mașina. Mamă, și acum o să trească să ținem cont de reguli în trafic și de astea când o să avem. Ia uite, mă, Mariusica, mașina. Ce zici, mă, Mariusica, de mașina mea, a? E ce trebuie sau nu e ce trebuie? Uite-te și tu la ea. Bă, hai că vă las și pe voi o tură. Ia uite-l pe Mariusica. Bă, Mariusica, bă, ai grijă, bă, cu mașina mea. Vezi să nu o lovești, bă. Oh my god, Mariusica, dă-te jos din mașină în secunda asta. Uite-te și tu, frate. Îmi lovește mașina și abia cum pun frână. Bă, uite-te și tu, are damage luat, bro. Oh my god, trebuie să mă duc cu ea acum, sore. Ok, Ana, știi ceva, tu nu mai ai voi, nici nu știi să pornești motorul. Ia, gata. N-aveți voie la mine mașină că mi-a bușit-o, Mariusica, pleacă de aici, lăsați-o. O pun în curte, e proprietatea mea. N-aveți voie pe proprietatea mea, vă dau amendă. Plecați de aici din curtea mea. Pleacă de aici, plecați, lăsați-mi mașina în pace. Mamă, zici că e bibelou de pus în curte, uite-te și tu. Fraților, lăsați-mi un comentariu ce părere aveți de mașina asta. Chiar sunt curios ce o să zică lumea. Deci cred că o să râdă. Mamă, se sparge gardul cu ea. Băi, uite și tu pe Ana. Bă, dă-mă mașina înapoi. Bă, deci vă rog frumos, ia lăsați-mi mașina. E mică de aia mea, știi ceva? Asta este părerea mea despre mașină. Gata, ia. Aulă, stai așa, acum am deschis-o. Acum am încuiat-o, gata. Deci gata, lăsați-mi mașina în pace, vă rog frumos. Este a mea, nu mai râdeți de ea, vă rog frumos, pentru că și voi, și am lăsat-o pornită, știu. Are motorul pornit, lasă-o în pace. Deși voi, când o să aveți mașină, o să fie la fel. Bă, Ana, lasă mașina, că n-ai voie să te sui la mine mașină. Trebuie să băgăm regulă pe server de urgență, că n-ai voie. De fapt, stai așa, că se pune regulă, că n-ai voie să furi. Și e obiectul meu, Ana, și o să-ți dau amendă, gen, dacă mai fur mașină. Bă, trece cu... Deci, efectiv, o să-ți dau amendă, Ana, treaba ta. Vino cu ace, dă mașina cu... Uite-te și tu, frate. Bă, efectiv, îmi fur mașina din față. Foarte urât din partea ta. Deci, fraților, lăsați-mă în comentarii ce părere aveți de această mini mașinuță și cum funcționează asta că mi-a murit motorul. Deci e un fel de Dacia. Bă, pot să vă dau damage dacă vă calc? Ai dat peste mine? Ia, nu pot să cred. Stai așa, se stăm. LOL. Bă, nu pot să cred. Bă, mă, dar eu când sunt în mașină pare că zburați. Efectiv, uite și tu. Deci merg deasupra, levitează deasupra la blocuri, ești de bun, Doamne. Deci, da, trebuie să facem niște reguli în legătură cu mașinile astea. Trebuie să băgăm neapărat niște reguli. Și eu o să-mi iau acum mașina, dacă nu vă supărați. O să o încui. De fapt, stai așa că trebuie să opresc motorul. Bă, dă-mă încoasă, opresc motorul. Ok, gata, oprește motorul. Încuie mașina. Plecați de la mine de acasă, vă rog frumos. Și ia, mergeți și voi la muncă și faceți-vă mașinile voastre, că nu mai vreau să-mi las mașina. Bine, nu știu dacă o să vrea cineva mașină din asta, dar bă, până acum astea sunt singurele mașini de pe server, așa că, bă, fraților, v-am pupat, cam atât a fost cu acest clip unde am luat prima mașină de pe server. Să-mi spuneți în comentarii ce idei mai aveți și ce am putea să mai facem cu mașina. Momentan cam asta este. Pe viitor am auzit că o să se mai bage mașini și o să putem să facem și upgrade-uri, să vedem ce putem schimba, poate o băgăm la tunat, la dastea, cine știe. Dar asta este mașina momentan în carne și oase. Așa că v-am pupat. V-am spus să-mi lăsați părerea în comentarii, ne auzim și noi pe data viitoare. Pa, pa!